Bună ziua tuturor! Acest videoclip este să vedem mesajul zilei de 20 august. Avem 5 variante, varianta numărul 1, varianta numărul 2, varianta numărul 3, varianta numărul 4 și varianta numărul 5. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele 5 variante cu care considerați că rezonați mai bine sau să le ascultați pe toate cele 3 și să luați pe toate cele 5, mă scuzați, și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Iar eu, între timp, voi începe cu prima variantă. Să vedem cum va fi ziua de 20 august pentru voi. Avem deja 3 bilețele. Primul bilețel, copil. Poate că va trebui să stați mai mult de vorbă cu copiii sau poate ziua unuia dintre copii. Conversații. Și cel de-al treilea mesaj, cunoștință nouă. Și am să trec la varianta cu numărul 2, varianta roșie. Și voi văd că aveți 3, dar una a rămas agățată și îl iau și pe acesta. Planuri. Liniște. Acte. Și dacă cumpărați ceva și trebuie să faceți garanția, tot acte sunt. Curățenie generală. Și am să trec la varianta numărul 3, ulcica verde. Văd că voi aveți mai multe mesaje. Primul mesaj, plâns. Dar să sperăm că e de bucurie. Glumă. Deci se pare că plânsul totuși este de bucurie. Sau glumiți mai mult și atunci vă ia plânsul. Râdeți cu lacrimi. Cunoștință nouă. Mesaje. Și inamic. Aveți grijă, în cunoștința nouă nu este bine să aveți încredere de la început. Voi trece la următoarea variantă. Un bilețel a rămas agățat. Stres. Discuții. Și familie. Și am să trec și la varianta cu numărul 5. Studii. Probabil că vă gândiți să învățați ceva nou. Atașare. Și râsete. Cam astea au fost mesajele pentru ziua de 20 august. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!